Te rog. Calculați numerele X, Y și Z. Deci găsim pe X, Y și Z. Știind că... Știind... Că... X pe 11. X supra 11. Egal cu Y pe 9. Da. Egal cu Z pe 3. Da. Și X pe 11. Dedesubt, da? X supra 11. Plus Y pe 9. Plus Z pe... Z pe 3. Da. Egal cu 18. Da. Idei au nevoie? Aducem la aceeași numitor. 9-9. X plus 11 egal cu Y sau 9 egal cu Z pe 3, care este egal cu X plus Y plus Z, totul pe 11 plus 9 plus 3. Da, putem să o putem. Care este egal cu 8. Știm proprietatea asta, da? Suma numărătorilor pe suma numitorilor. Dar putem să aducem la aceeași numitor. Nu știu cum se folosește aici. Păi și dacă aducem la aceeași numitor, prima până o... O secundă. Deci notăm valoarea cu capa și ne întoarcem și locuim pe X, pe Y și Z în asta și se duce ieșit, da? Da. Deci, ideea ta de a aduna numărătorii pe numitori, nu ai suma numărătorilor. Da. Că nu ai X plus Y plus Z, ci este X pe 11 și plus Y pe 11. Pe 9, da? Plus Z pe 3. X plus Y plus Z pe 99 egal cu 18. Deci egal cu... Amplificăm prima cu 9, a doua cu 11 și a treia cu... Da, Miruna, greu e lucrul ăsta, în stilul ăsta. De ce e greu? Pentru că îți apare 9 ori 3, ideal de X, nu știu ce, nu știu cum. Da? Ideea, dacă notezi cu K... E faină, rău. Nu? Și dacă locuiești aici cu K... Deci, dacă locuim cu K valoarea raportului, uite, găsim de aici X egal cu cât? 11K. Y va fi egal cu cât? 9K. Și Z va fi egal cu 3K. Și acum, dacă ne întoarcem și înlocuim, în loc de X punem 11K. 11 se simplifică și vine K. Plus Y pe care 9K pe K. K. Plus K. 3K pe 3. Egal cu 18, da? K plus K. 3K egal cu 18. De unde scoatem acest K? 6. Egal cu 6. Și dacă am găsit pe K, aflăm pe X, Y și Z. Dar o pantă elegantă ar fi asta. Ia fiți atenți cum încerc eu. Deci am așa. Că X supra 11 este egal cu cine? Cu Y supra 9. Și egal cu Z supra cât? Supra 3. Și că iată, am relația 1 supra, nu, X supra 11, X supra 11, plus Y supra 9, plus Z supra 3, este dat 18, nu? Da. Ei, o mai pot scrie pe asta echivalentă, într-o formă de tipul X pe 11 supra 1, egal cu Y pe 9, supra 1, egal cu Z supra 3, supra 1. Este aceeași scriere. Da. Este echivalentă, că da, în numitorul 1 n-am făcut nimic. Și acum, Vlad, acum suma numărătorilor pe suma numitorilor. Deci egal acum mai departe cu X pe 11, plus Y pe 9, plus Z pe 3. Totul supra 1 plus 2 plus 1, deci 1 plus 1 plus 1 3. Și va face 3 și egal mai departe cu suma asta e dată de autor 18 pe 3 pe 3 și egal cu 6. Și acum mă întorc și zic X pe 11 X pe 11 egal cu 6, de unde X egal cu 66. Da. Da? Așa trebuie să fie și nouă, dar nu am mai terminat aici. Da, așa. Y pe 9 egal cu, cât cu 6, Y egal cu 54, și Z pe
3, z pe 3, da? Egal cu 6. Eu ne înțelege z egal cu 18. Ideea asta a fost mai spectaculoasă, pentru că el, spunându-mi mie că e vorba de x plus y plus z, la mine am atras atenția că nu se poate, pentru că autorul zice x pe 11. Și atunci am încercat să scriu această proporționalitate, această proporție, într-un alt mod, ca să-ți permită ție fructificarea foarte rapidă. Adică x pe 11, totul pe 1, tot x pe 11. Și acum suma numărătorilor pe suma numitorilor. Și valorificat rapid. Da? Deci am fructificat ideea ta, spunându-ți că poți să o folosești dacă îți vine în minte să scrii într-un alt mod proporția aceea. Bun. Este aceea, dar scrisă mai altfel încât să-ți permită suma numărătorilor pe suma numitorilor. Bine? Zim. Valoarea unui raport este 5. Valoarea unui raport, adică APB, egal cu 5. Care va fi valoarea raportului dacă A. Mărim primul termen al raportului de 3 ori. Deci A mic. Mărim primul termen al raportului de 3 ori. Adică care va fi valoarea raportului 3APB? Nu așa m-ai întrebat, nu? Da. Mărim valoarea raportului. Mărim primul termen al raportului de 3 ori. Pe A de 3 ori va fi egal cu 15. Că am mulțit cu 3 numărători. Deci 3APB este noul raport, e 3APB, și valoarea va fi 15. B mic. Micșorăm primul termen de 2 ori. Da. Și mărim al doilea termen de 14 ori. Deci micșorăm primul pe A de 2 ori, deci ar vine A pe 2. Da. Și pe B îl mulțim cu, 14, da? Mărim al doilea termen de, 14 ori, da. De 14 ori. Deci, practic, ar veni 2 ori 14. Ca să înțelegeți. Dacă îl micșorăm pe primul de 2 ori, înseamnă că 2 va veni 1 pe 2. Ia pe 2 în condiția asta, da? Iar dacă îl mărim pe B de 14 ori, deci ar trebui să mulțim cu 14. Pe scurt înseamnă așa. Că A supra B egal cu 5 pe 1. Este proporția. Și fiindcă vreți să micșorăm pe A, hai să zicem, mărim pe B de câte ori pe B? De 14 ori. Merg cu varianta că B mărit de 14 ori, înseamnă că mulțim la numitori cu 14. Echivalentul a spune că A pe 14 B egal cu 5 supra 14. Deci am mărit de 14 ori pe B. Și acum, fiindcă micșorăm de 2 ori pe A, micșorăm de 2 ori pe A, împărțim la 2 numitori, da? Și este echivalent, deci împărțim la 2 ăștia de sus, și înseamnă că vom avea A supra 2, dar 2 vine la numitor, 2 ori 14, 28. B egal cu 5 supra 28. Deci valoarea raportului este 5 pe 28. Dacă insistăm mai mult să înțelegem, faptul că împărțim pe A, vine A supra 2 supra 14 B. Și când cum se mulțește două fracții? Se mulțește prima cu a doua inversată. Și cum vine A pe 2 mulțit cu 1 pe 14 B, vine A supra 28 B. Deci ați înțeles că al micșora înseamnă de două ori înseamnă al împărți la 2. Și atunci 2 este în jos. Și îl modifică, practic, în numitor, vine 28. B, 14 ori 2, 28. Deci, la întrebarea dacă micșorăm pe A de 2 ori și mărim pe B de 14 ori, valoarea raportului este 5 pe 28. S-a înțeles sau mai insistă încă o dată? Deci, insistă încă o dată. Mai întâi am mers cu ideea că multiplicăm pe B de 14 ori. Păi dacă îl multiplicăm, înseamnă că în proporția asta, numitorii se mulțesc
de 14 ori, da? 14b și aici 14, 1, 14. Și faptul că micșorăm pe a de câte ori? De 2 ori, adică a pe 2, ar veni a pe 2 supra 14b și când mulțim a pe 2 cu 1 pe 14b, va face a supra 28b. Și aici, 2-ul acela, practic, e la numitor din nou. Ca și cum am mulțit. Faptul că împărțim numărătorii la 2, e de parcă am mulțit cu 2 numitorii la proporții, da? Și valoarea raportului e 5 pe 28. Zi-mi următorul. Calculați numerele A și B știind toate. Deci calculați A și B știind că A pe 5. A pe 5. Egal cu B pe 7. Egal cu B supra 7. Și A, pe, A plus 5. A plus 5. Supra B plus 1. B plus 1. Egal cu A plus B. Supra B plus 10. B plus 10. Deci, calculați pe A și B știind că A supra 5 egal cu B pe 7. Și că A plus 5 supra B plus 1 egal cu A plus B supra B plus 10. Idei. Păi A egal cu 5B plus 7. A egal cu 5B plus 7. Și în relație oriunde vedem A, putem pune 5B plus 7. Deci Miruna scoate pe A din proporția de aici. A egal cu 5B supra 7. Deci de aici spune, merg pe mâna ta, Miruna, se răspătește, egal cu 5B supra 7 și atunci proporția de aici devine 5B supra 7. 5B supra 7 plus 5. 5B B plus 1. Supra totul supra B plus 1. Egal cu 5b supra 7 plus b. 5b supra 7 plus b. Supra b plus 10. B plus 10. Echivalentul. La numărători facem minus 5b pe 7. Putem să scădem minus 5b pe 7 la numărători? Cum se scăde? E minus 5b pe 7. Scădem din repetere. Din tot. Dar să vedem dacă la scădere. Noi am zis așa, că putem înmulți cu un număr numărătorii, putem împărți la un număr numărătorii sau numitorii, aceeași lucru, dar că adunăm sau scădem un lucru, nu se poate. Da? Deci nu putem spune că scădem din ambii membri un cine, un 5 pe 7. Ca și mai spune că scădem pe A din ambii membri. Nu. Ce am spus? Dacă împărțim prin ceva sau mulțim, numărătorii sau numitorii, asta se poate face. Dar ca să putem face adunarea sau scăderea aceea, nu. Se poate face adunând numitorii la numărători sau numărători la numitori, dar nu mișcarea de acolo. Ei, ca să continuăm ideea ta, să mă lăsăm în drum, ce facem aici? Aducem la același numitor, să vedem ce se întâmplă. Robert, ce se întâmplă? Continuă tu. Avem amplificăm cu 7. Hai, Robert, hai. 5b pe 7. 5b plus 7 ori 5, 35. 35, totul supra 7. Totul supra b plus 1. Corect. B plus 1 egal cu? Egal cu 5b plus 5b pe 5b plus 7b. Adică cât face? 12. B supra 7. Da? Totul supra b plus 10. Bine? B plus 10. Echivalentul. Ce obținem? Nu avem așa lucruri spectaculoase, decât putem împărți cu 1 pe 7, adică să scăpăm din 7 stânga-dreapta. Da? Cum scădem, cum facem asta numărător numitor și putem face și asta. Și atunci rămâne 5B plus 35. Adi vorbește tu. 5 plus 35 supra B plus 1 egal cu 12B supra B plus
10. Și acum produsul extremelor plus mizile. Face produsul mijloc plus extremelor și dă destul de urât. Da. Cu de la a doua, cu nu știu ce. Deci nu, nu ne place nouă. Nu ne place nouă. Eu am mers cu mâna lui Miruna, m-am dus așa cum mi-a propus ea, dar se vede că Iisus merge greu aici. Altă idee. Nu? Tot timpul, tot timpul trebuie să căutăm varianta care merge foarte repede. Aici ne dăm seama că se împotmolește, adică e mai dificil. 5B pătrat, nu știu ce pe acolo. O scoatem până la urmă, dar e drumul. O scoatem, da, da, scoatem, dar merge greu. Ei, eu aș fi mers pe la prima citire, în română, să notăm valoarea raportului egal cu K. Și atunci aș fi avut A egal cu 5K. Deci A egal cu 5K. B egal cu 7K. Și egalitatea asta devine, în loc de A punem 5K plus 5, totul supra B. 7K plus 1. 7K plus 1. Egal cu 5K plus 7K. 5K plus 7K. Pe 7K plus 10. 7K plus 10. Și am fi avut 5 pe lângă K plus 1. 5 pe lângă, da, 5 pe lângă K plus 1. Pe 7K plus 1. 7K plus 1 egal, egal cu 12K. 12K, totul supra 7K plus 10. Tot așa o test. Din păcate. Deci din păcate tot cu K pătrat, că face prosul metru cu prosul extremul. Atunci, altă idee. A plus 5 plus A plus B pe B plus 1 plus B. A plus 5 plus... Adică vrei să aduci numărătorii? Da. Deci A plus 5 plus A plus B face 2A plus B plus 5. Și aici 2B. Dar... Așa. Să ne vin o idee. Să adunăm numitorii la numărători. La acolo, la A supra 5 egal cu B supra 7. Nu? Să facem A plus 5 supra 5. Deci, A plus 5 te trimite acest A plus 5, da? Da. Ia să vedem. Iată, mama vine cu ideea următoare. A supra 5 egal cu B supra 7. Echivalent cu a spune că A plus 5 totul supra 5 este egal cu B plus 7 supra 7. B plus 7, totul supra 7. Și să vedem la A plus 5. L-aș avea pe A plus 5. Da. Dar aici e B plus 1. B plus 1 plus 7. Și eu am B plus 7 aici. Deci, să vedem mișcările acestea trebuie să facem la poartă ca să iese mai frumos. Altfel ne un pic mai peste mână. Așa. Deci A pe 5 egal cu B pe 7. A fost ideea asta bună. Dar am oprit-o pentru că nu apare B plus 1 ăsta. Temă pentru acasă. Nu, încercăm acum. Încercăm, dacă e foarte simplu. Da. Trebuie să... Dacă facem produsul mezilor cu produsul extremilor? Unde? Aici? Da. 7 A, ori 5... Păi am mers pe varianta A egal cu 5B pe 7, minunat au pornit. Da? Și ai văzut că merge și el și în varianta aceea, dar ne-am oprit noi că nu ne-a plăcut așa calculul. Și la fel și aici, merge și asta, însă nu place ochiului.
trebuie să, să vedem o altă idee. Oare mai avem de ales? Da, sau cum să nu? Avem o sumedere de variante, dar nu o vedem mai pe cea convenabilă acum. Dar trebuie să ajungem acolo. Deci B plus 1, B plus 10. Așa. Deci 2B, dacă aș aduna acolo, nu-mi place. Dacă scădem din numărător pe numitor, vine A minus B plus 4. Și nu-mi place să apară așa, minus. Urmează să ne mai uităm la o altă variantă, dar haide să ne ducem de acum să o finalizăm pe asta, adică perdem mult timp și mai aveți și voi să mă întrebați ceilalți. Și atunci zicem așa. Era 5K plus 5, da? Deci mă întorc la varianta asta. 5K plus 5 pe lângă 5K plus 5 totul pe lângă 7K plus 10. 7K plus 10 este egal cu... Deci am făcut produsul mezilor cu produsul externilor, da? 5K plus 5 pe lângă 7K plus 10 egal cu 7K plus 1. 7K plus 1 pe lângă 5K și cu 7K, 12K. Or 12K. Și iată cât devine. Cum să mulțesc două paranteze? Știți asta? Acum am arătat. Luăm pe primul cu toți ceilalți, pe al doilea cu toți ceilalți. Vine 5K ori 7K. 35K pătrat. 5K ori 10 plus 50K plus 5 ori 7, 35K. Da? 35K. Și plus 5 ori 10, 50. Egal cu 12 ori 7 face 84K pătrat. 7, 12, 7, 7, 84K pătrat plus 12K. Și acum, scădem o 35K pătrat din ambii membri și avem, dacă scădem pe 35K pătrat, vine cât din 84, scădem 35, cât vine? 50. Nu, 49 K pătrat plus 12K, da? 12K egal cu 50 cu 35 face 80. 5K plus 50. Am scris egalitatea din membru drept spre membru stâng. Și acum scădem în ambii membri pe 12K minus 12K și vom avea 49K pătrat egal cu 85 minus 12 face 73K plus 50. Eu vreau să pun una pe K. Doresc că... Ce să se calculeze A și B. Da. Sigur că da. Și... Deci, ca să găsesc pe K din relația asta pentru voi, este o problemă complicată. Deci, nu așa este. Deci, drumul nu-i pe aici. Așa. Dacă aș... Tot aici trebuie să insistăm mult. B plus 1 egal cu B plus 10. Da, să vedem aici ce mișcare putem face. Da, nu mi-a zis. Le simt urmă, dacă nu am acolo. Deci A plus 5 supra B plus 1. A plus B supra B plus 10. Și B în funcție de A și D, cel mai repede. Deci B era cu 7A pe 5, dacă îl poate, dă mai repede. Deci, decât B, A în funcție de B. Hai să vedem, să vedem că așa ar fi o soluție mai repede. Deci B egal cu cât? 7A pe
A supra 5. Sigur că asta e ideea. Deci dacă vei 7 pe 5, avem A plus 5. 7 A pe 5 plus 1. 7 A pe 5 plus 1. A plus B, adică 7 A pe 5. Toată lumea lucrează, da? Deci ce am făcut? Adi, mai înainte l-am scos pe A în funcție de B și zic că B în funcție de A. B în funcție de A ar fi mai convenabil. Să vedem. Supra B, 7 A pe 5 plus 10. Echivalent cu... Deci vine A plus 5 totul supra 7 A plus 5 supra 5. Egal cu... 5 A și cu 7 A, 12 A pe 5. Pe 5. Totul supra, 7 A plus 50, da? Pe 5. Totul pe 5. 5 cu 5 se duce. Termină. Și 5 de aici va ajunge tocmai sus și va fi 5 A. Când mulțim la 2 da, plus 25. Supra 7 A plus 5 este egal cu 12 A. 7 A plus 50. 7 A plus 5 și 7 A plus 50. Dacă facem înmulțirea, numai dacă scăpăm 50 ori 25, 5 ori 7 A ori 12 face 90 și... Cât? Dacă dă, îi desfac parantezele, că dă 49 A pătrat minus 350 A egal cu 0. Știi? Da? Deci dacă desfacem prospect cu prospect, deci dăm mai ușor. Și dă A egal cu 0. Ia să vedem încă. Ia deci 5 A plus 25 tot pe lângă... 7 A plus 50 egal cu 12 A pe lângă 7 A plus 5. 12 egal cu 12 A. Pe lângă 7 A plus 5. 7 A plus 5. Am avea 35 A pătrat plus 5 250 A. 250 A, plus 175 A. 175 A. Plus 25 ori 50. 50, 25 ori 5. 125. 1250. Da? Cât 1250. Da. Egal cu 84 A pătrat. Da. Plus 50 pe 60 A. 60 A, corect. Și ar fi 84 A pătrat minus 35 A pătrat, ar fi 49 A pătrat. Corect, 49 A pătrat. Cu minus. Minus. Avem 250 A. Avem 250 A și 175 A. Ar fi 300, 425, deci plus 425 da. A. Da. Plus, plus 1250. 1250 este egal cu 60 A. Da. Și dacă scădem 60 A, da. Vine 49 A pătrat plus 60, dacă am scăzut de aici, vine 365. Dacă din 425 scădem 60, 365 A plus 1250 egal cu 0. Egal cu 0. E quasi gradul 2, pentru ei cum să fac asta? Cum și eu, da. Deci ăștia am scris la iure aici. 49 dacă împărțim. O primit 3 mulțumiri. O primit, dar nu-i corect. Părerea mea e următoarea. Deci e posibil ca să fie o greșeală. Cu A și B, dacă vă uitați la răspuns, A și B să vedem dacă vei zi. A egal cu 10, da. A egal cu 10? Da. A egal cu 14. A egal cu 10 și B egal cu 14, aceasta e verificată, dar aici dacă vedeți, verificăm. Deci să înlocuim pe A 10. Aici zice că A egal cu 0 și B egal cu 50. Acolo zice altceva, da. Hai să vedem. Deci, haideți să verificăm. Pe A, cât ați spus voi că ați găsit în manual? A egal cu 10? A egal cu 10 și B egal cu 14. Hai să vedem, Andrei, dacă verifică asta. Dacă nu verifică, înseamnă că e prost dat. Pe 10 plus 5
pe 15. Da, 15 supra 14 plus 1, 15. Da. Egal cu 10 plus 14, 24. Da. Supra 14 plus 10, 24. E bună. E bună. Bun. Așa, Robert. E bună înseamnă că trebuie să găsim o variantă pe proporții derivate. Da, eu zic tot pe proporții derivate. Da. Numai pe proporții derivate ca să ne putem duce și să putem mulți. Deci este bună. Acum când am văzut că sunt două numere care verifică relația asta, înseamnă că treaba e corectă și nu mai trebuie să vedem pe proporții derivate cum jucăm. Ce, la proporții derivate ce variantă avem? Putem să mulțim sus-jos cu un număr, da? Pe fiecare în parte. Și putem să mulțim, să împărțim. Pe fiecare în parte. Putem să adunăm numărătorii, să mulțim sau să împărțim numărătorii și numitorii cu un număr. Putem să adunăm numărătorii între ei, supranumitorii între ei. Deci ca să mărim pe tot felul de valori de acestea. Numai că trebuie să fructificăm asta. Deci egal cu A plus B supra 12. E corect? Deci egal cu, sunt aici? Dacă adunăm numărătorii, A plus B. A plus... Sus, domnul profesor. La A plus B supra 12. E egal cu A plus B supra 12. Sigur, e corect, da? Da, da. Deci A pe 5. Și A pe A plus B o avem. Da. Egal cu A plus B pe 12 și egal cu K. Același raport K. Și aș putea să scot de aici pe A plus B. Da, deci, ca fiind 12K. Exact. Deci de aici rezultă că A plus B rezultă că A plus B egal cu 12K. Pe urmă, ai ideea pe care ai avut-o tu cu A plus 5? Da. Egal cu B plus 7. 7. Dar nu mai este același K. Raportul s-a modificat. Deci nu mai pot spune egal cu K. Altă poveste. Da. Putem să... Am spus că putem aduna între ei, da? Da. Putem să și scădem. Adică din ăsta scădem pe ăsta. Egal cu ăsta scăzut ăsta. Deci pot să spun... Dar din al doilea putem face asta? Și din al doilea sau din primul, da. N-are importanță. Sigur că da. Deci putem și din al doilea. Deci sigur că da. Deci, din A plus B scădem pe A plus A și 5 și vine A cu A se va reduce și vine B minus 5. Deci pot continua egal mai departe cu B minus 5 supra B minus 5 supra B plus 1, B plus 10 minus B minus 1 și vine 9. Supra 9. Deci, iată că am reușit să construiesc un raport ca în prelungirea acestui de sus pe varianta B minus 5 supra 9. Dacă mai pot aranja încă ceva încât să prind numai B, ar fi foarte interesant. O să prindem numai B? Tot așa. Deci, dacă am scăzut și am avut în vedere B minus 5. Nu pot să spun că e egal cu un K, pot aș spune, să zicem, egal cu un K1 de aici. Da? Valoarea raportului este altul. Un K1. Să scot pe B în funcție de K1 și pe un A și B acolo și să apar o relație între K1 și K2, iar este altă poveste. Și totuși trebuie să mai... Aici trebuie insistat. A plus B pe 12. Așa. Deci 2B, dacă am adunat aici, nu-mi place. Așa. A plus B plus 6. Deci dacă adunăm aici numitorii la numărători, îmi apare A plus B. Plus 6, da? Da. Supra B plus 1. Și din coace vine A plus B plus B. 2B.
Nu, A plus B plus B. Da. Ia să vedem ce mai pot face. Deci, egal mai departe. Nu mai este valoarea la cotul acela, trebuie să am în vedere chestia asta. Deci, iau încă o dată așa. A plus 5, totul supra B plus 1, egal cu A plus B, totul supra B plus 10. Și spuneam mai devreme că am să adun numitorii la numărător. Și de aici obținem A plus 5 plus B plus 1, adică A plus B plus 6. A plus B plus 6 supra B plus 1 egal cu A plus 2B plus 10 supra B plus 10. Și mă gândesc că A plus B, eu știu că e 12K, aici mai pot folosi că A plus B îl știu cu tot 12K și rămâne un B și apare numai în K și în B. Și asta iar și în B nu văd foarte bine cum merg lucrurile. Trebuie să insistăm un pic mai mult. Dar îl văd pe Adi foarte stresat. Mi-am dat tema deja. Mi-am dat tema deja. Mi-am dat tema deja. Da. Corect. Interesant. De ce nu vedem? Interesant, de ce nu vedem? Asta e la mai pasiente, într-un moment mort. Și acum, oricât insist de mult, singura soluție într-o astfel de moment este să lași un pic eșițiul. Exact. Să te depărtezi de el, să ai o altă idee, să te ocupi de altceva și nu revii. Și chiar asta facem acum. S-ar putea să ne întoarcem și să-l vedem. Dar, deocamdată, nu vedem exact ce mișcări să facem, încât da, să... Profesor, da? O facem și noi la școală. Ce anume? Problema. Sigur că da. Păi, zice, pentru tot să nu am crezut. Și zici că trebuie pentru tot. Păi, de ce? De ce să l-o facem? Să zim o soluție, nu? De ce? Trebuie muncitai copii. Nu există la... Nu există la matematică, să spunem, totdeauna soluții din prima, adică să vezi din prima. Și iată, sunt situații în care trebuie să atonezi, mă revii. Să muncim, că nu e deodată... Nici pe internet zice că nu e corectă. A zis un copil. Ba, e corectă, dar verifică. Atâta vreme când... Nu dă. Nu reușește să se ducă spre rezultat. Adică nu descoperă manieră. Nu nimic. Suntem și noi în situația asta acum. Este o dovadă a faptului că nu... N-am găsit mișcările acelea prin proporție derivată ca să mă duc spre. Mai avem una? Parcă acolo. Nu, nu mai are. Atât, bine că nu mai ai. Bine! Ajută! Zi-mi, Adi, hai să vedem și la tine, ca să nu te las în drum. Hai, ăsta-i 22. Zi. Aflați numele naturale X, Y și Z, care verifică relația X, Y, egal cu Y pe 4, egal cu 6 pe 0. X pe 3, egal cu Y pe 4. Egal cu Y pe 4, egal cu 6 pe 0. 6 pe 0, da? Da. Și să aflăm X, Y și Z. X, Y, Z sunt naturaliste. Da. Asta e important. Aha. Este esențial de numai natural. Și iată cum facem, Adi. Parcă ne-a oprit la ultimul raport. Da, deci, la ultima proporție. Și vine Y pe 4, plec cu asta la Y supra 4, egal cu 6 supra Z, da? De unde rezultă că Y ori Z, egal cu 4 ori 6. Uite, acum, Miruna, cât mai stați un pic, da? Și eu mă ocup... Nu. Mă insistați la chestia. Sigur că da, este satisfacție imensă dacă reușiți să veniți cu ideea. Eu cu satisfacție că ați reușit să spargeți problema, nu? Acum eu mă ocup de ei. Deci, Adi, cât ori cât se facă 24? 4 ori 6, 24, da? Da. Cât, cine cu cine la mulțire să se obțină 24? Păi 6 ori 4. Dar se luăm de toate. 1 ori 2. 1 ori 24. Deci înseamnă că Y egal cu 1
Z egal cu 24. Altă variantă. 2 ori 12. Y cu 2 și Z. Y egal cu 2 și Z egal cu 12. Altă variantă. Y egal cu 3, Z egal cu 8. Așa, Y egal cu 4. Y egal cu 4. Z egal cu 6. Așa. Așa. Merge pe toate variantele, da. Și schimbăm trei. Y egal cu... Y egal cu... cu 6 și așa. Z egal cu 4. Da. 7. Y 6. Y egal cu 8. Z egal cu 3. Da. E limpede, Adi? Da. 7. Deci... 1 ori 24, 2 ori 12, 3 ori 8, 4 ori 6, 6 ori 4, 8 ori 3, 12 ori 4, a 7-a este... 12 ori 4. 12 ori 2, adică se schimbă locurile și Y egal cu 12 și Z egal cu 2. Și iau asta variantă, Y egal 24, Z egal 1. Z egal cu 1. Ei bine, pentru echipajul ăsta, ne întoarcem la X pe 3, care e egal cu Y pe 4. Deci știm că X pe 3 e egal cu Y, care este cunoscut acum, care e varianta lui Y? 1 supra 4, da? Da. Și de aici scoatem că X ar fi egal cu 3 pe 4. Da. Dar 3 pe 4 e număr natural? Nu. Nu e număr natural. Și atunci, chestia asta pică. Varianta asta pică. Da? Deci pică varianta. Mergem mai departe, Adi. Mergem la varianta Y cu 2 și Z cu 12. Și zicem X pe, X pe 3 e egal cu 2 pe 4. 4. Și rezultă că X va fi egal cu... X este egal cu 6 pe 4, care nici... Ba da, așa e număr natural. 6 pe 4, care înseamnă 3 pe 2. Dar și nu e. Nici ăsta nu e număr natural. Deși pică, și asta pică, merge mai departe. Zicem, X pe 3, da? Continuăm, te rog să vorbești tu, Adi. X pe 3 este egal cu 6 pe 4 și eu. Nu le mai am, cu 2. Cu Y-ul care... Cu Y-ul care-i 3. 3 pe 4. 3 pe 4, deci rezultă că X este egal cu 9 pe 4, care nici ăsta nu-i. Deci nici ăsta nu-i natural și asta fi că... Mergem mai departe. Așa, X pe 3 este egal cu 4 plus. Cu 4, 4 pe 4. Care face 1. Care e egal cu 1, deci rezultă că X este egal cu 3. Corect. O să nu mă dat, dar... Asta e, da? Și trepletul este X-ul 3, Y-ul 4, da. Și Z-ul egal cu 6. Asta e tripleta. Da. Prima tripletă găsită. X, Y și Z. Aha. Și acum mergem mai departe. Așa. X pe 3 este egal cu 5 pe 4. Egal cu Y, care Y cât este? 6. Y 6. 6 pe 4. Cu Y cât ești de, în cazul ăsta? Înțeleg. 6 pe 4, care face cât 6 pe 4? 6 pe 4... 3 pe 2. 3 pe 2. Și din care rezultă că X egal cu... X este egal... Dar 24 nu se poate la 4, că 6 se poate la 18, da. Deci vine 3 ori 3... 3, 9 pe 2. 9 pe 2. 9 pe 2 nu este numai. Nu este. Natural. Și pică și chestia asta. Și varianta 5 pică. Deocamdată numai 4 a mers, da? Da. Varianta 6. 6. X pe 3. X supra 3. Este egal cu 8 pe 4. Că Y cu da, este 8. 8 pe 4, 4, care este 2. Care este egal cu 2, da? Și rezultă că... X-ul va fi egal? Este egal cu 6. Corect. Și este numai 4. Și atunci adăugăm la X-ul 6, care e ieșit, Y cu 8. Y cu 8 și Z este 3. 3, da. Iată a doua soluție. Mergem acum. Așa pe varianta. Da. Așa. X pe 3 este egal cu 12 pe 4, care este
egal cu 3, da. Care rezultă că este 9. Da, și atunci adăugăm și celălalt. La Y egal 12, Z este egal 2. Și iată, am găsit 3 până acum, să vedem și eu că au optat. X pe 3 este egal cu 24 pe 1, care rezultă... 24 pe 4 era. Așa, 24 pe 4. Okay. Pe 4, da, scuzați-mă. 24 pe 4 și care face? 6. Da, 6. Atunci X va fi egal cu 6, 3, 18. Da. Wow, e bună și asta. Și Y egal cu 24, Z egal cu 1. Asta trebuia să facem? Deci asta trebuia să facem. Deci cele patru soluții sunt bune, da? Trebuia să găsim tripletele X, Y și Z, care verifică relația asta. X, Y și Z verifică relația asta. Și de observat faptul că sunt numere naturale, a fost esențial. Și mi-am plecat cu ultima. Și am fost Y ori Z fac 24 și ne-am întrebat ce două numere înmulțite fac 24. Dacă nu ne-ar fi precizat că sunt numere naturale, nu ne permiteam să luăm variantele astea. Că două fracții înmulțite să facă 24 sunt două sume de infinitate. Și-a luat pe variante. Am analizat toate variantele. Cât ori cât să facă 24. Bine? Hai să vedem... Problema 24. Hai să vedem. Se consideră numerele naturale A, B, C, D. Da. Numerele naturale A, B, C și D. Așa. Direct proporționale cu 5, 4, 2 și 3. Deci, mulțimea asta e direct proporțional cu mulțimea 5, 4, 3, cum ai zis? 5, 4, 2 și 3. Spune-mi tu ce rezultă dacă sunt direct proporționale. Cu asta, dacă sunt direct adică A pe 5. Așa zic eu că... Zici bine, A pe 5. A, dar stai că mai avem ceva. Ne mai zice, știm că B ce e egal cu 4D. B ce e egal cu 4D, da? Deci mai avem și asta. Da. Și acum spun că sunt direct proporționale. Ce am înseamnă? A pe 5. Corect. Este egal cu B pe 4. Egal cu C pe 2. Și este egal cu D pe 3. Corect. Da. Așa. Deci astea ar fi cele două condiții, da? Zi-mă idei. Să luăm BC este egal cu, nu, BC supra 4 ori 2 este egal cu 4D supra 12, adică 4D3. Ar fi pură ideea ta, dar atinția aici K și încă o dată mulțit e K pătrat. Și mai bine să notăm cu K valoarea raportului. Și atunci vedem că A egal de aici cu... A este egal cu 5K, B este egal cu 4K, da. C egal cu 2K și D egal cu 3K. 3K. Și cu A, B, cu B, C și D știute, ne ducem mai aici și vom avea. În loc de B cât punem? În loc de B, pune 4K. Și avem 4K. K. Ori 2K. Ori 2K. Bine, Adi, ori 2K. Da, ce egal cu 4, 3K. 4 ori 3K. 4 ori 3K. Și să 8K. K pătrat. K pătrat, da. 8K pătrat este egal cu 12K. 12K. Împărțim printr-un 4. Da. 4K chiar. Pentru 4K. Și este 2K pătrat cu... Nu e pătrat. Așa, da, da, da. 2K egal cu 3K. Egal cu 3? K. A, da. Da. De unde ajută K ăsta? K egal cu 1,5. K egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Și dacă știm pe K, ne duce și acum. Doar dacă e simplu. A, B, C, D și D. Da? Da. Și avem că A egal cu... A pe 5. A pe 5. A egal cu 5 ori? A egal cu 5 ori K. Da.
Da, egal cu 5 ori 3 pe 2. Și face egal cu 15 pe 2. 15 pe 2, da. B egal cu? B este egal cu cât îi? B 4K. Este egal cu 4 pe 4, adică 4 ori 3 pe 2 și este egal cu 12 pe 2. Așa, C este egal cu 2 ori 3 pe 2? 2 ori 3 pe 2. 3 pe 2, care este egal cu 6 pe 2. 3. Da. 3, da? Și 12 se simplifică cu 2. Sigur, da, egal cu 6. D este egal cu 3H, care este egal cu 3 ori 3 la 2. 3 pe 2. 3 pe 2. Faci 9 pe 2. 9 pe 2. Da. Este o greșeală. Nu trebuia să-mi spun că ABCD sunt numele naturale. ABCD, continuă. O zis autorul, dar din păcate s-a păcălit că ne dă aur 15 pe 2. Da. Deci o fracție. Deci nu e număr natural. 2 sunt numele naturale, 2, 1. O altă ghiște o dată. Așa. 30. Zi. 30. Între 1,2,3,1,2,2012 și... Între? Cum ai zis? Între 1,2,3,0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 ,
A, între numerele, mulțimea formată din numerele acestea. Așa, mulțimea formată. E direct proporțională cu mulțimea formată din... Nu se zice direct proporțională. Dar ce spune? Zice și... x1, x2, mulțimea x1, x2, x3, vergulă, puncte, puncte, vergulă, x2012, da. Există o proporție directă. Asta e. Sunt direct proporționale. Da. Deci numele acestea sunt direct proporționale cu numele acestea. Da. Și? Așa, că mai este. Așa. Știind că x1 supra 1. Deci x1 supra 1. Da. Egal cu x2. Nu, no, da. X2 deci... supra 2. Da. Nu. E plus. Aha. Plus x2 supra 2. Plus x3 supra 3. Plus și așa mai departe. Plus x2012 supra 2012. Așa. Și determinați numerele... Ce? Suma asta cu cine este egală? Așa, suma asta este egală cu 2012. Așa. Așa, și zice determinați x1, determinați numerele x1, x2, x3. X 2012. Da. Să determinăm x1, x2, x3. Ce înseamnă că numerele astea sunt direct proporționale cu adică 1 pe x1. Corect. Sau invers. X1 pe 1. Da. Se poate face și invers. Eu n-am mai luat așa. Am încercat să fac și n-am gândit și invers. Deci se poate gândi și invers proporționalitate. De la ăsta la ăsta. Și da, la păi atunci ai x1 pe 1. Este egal cu x2 pe 2. Și puncte, puncte și așa mai departe, este egal cu x 2002, 2012, pardon, pe 2012. Da. Așa. Și limul ăsta le adunăm. Hai să facem șmecheria aceea, Ali. Fiindcă x 1 pe 1 plus, hai să ne surprindem, că ar fi altfel văzute. X 1 pe 1, totul pe 1, egal cu x 2, pe 2, că tocmai am făcut azi o șmecherie de 2 pe 2, totul pe 1. Totul pe 1, așa, este egal cu x pe 3, totul pe 3, totul pe 1. Și egal mai departe cu x pe 2012. X indice 2012 supra 2012, totul supra 1. Ei, egal acum, într-o șirea parte suma numărătorilor pe suma numitorilor. Și este x ăsta, este x1 pe 1 plus x2 pe 2 plus x3
pe 3 plus așa mai departe plus x pe 2012. X de 2012 supra? Supra 2012 este egal cu 2002. Și supra cât? 1 plus 1 plus 2, da. De câte ori am dat 1? De 2012 ori. Deci face 2012. Da. Egal cu? Suma asta e dată cât e? 2012. 2012 pe 2012, adică 1. Asta e foarte. Și acum? Trebuie să calculăm cât e x1, x2. Păi bine, ne întoarcem. X1 pe 1. Avem pe x1 pe 1. X1 pe 1, adică x1 egal 1. X1 pe 1 egal 1, nu? Valoarea raportului. 1. X1 pe 1 egal 1, deci rezultă că x1 egal 1. Egal cu 1. X2 pe 2 este egal cu 1. Tot cu 1. Care rezultă x1 egal cu 2. X3. X3 supra 3 este egal cu 1, deci rezultă că X3 egal cu 3. Egal cu 3. Acum, X, așa, face X 2012. Pe 2012 este egal cu 1, care rezultă X 2012 este egal cu 2013. Da, așa. Și... Da. Am aflat pe toate valorile? Da. Tot cât e X-ul, tot cât e X-ul. Asta trebuia să avem. Da. Aici a fost poanta că putem să scrim directa proporționalitate și invers. Da. X1 pe 1, X2, nu numai așa. Da. Sunt fracțiile întoarse. Da. Da. Și după ce am scris asta, văzând condiția datate, ne permitem, tocmai am pus în evidență chestia asta, da, chiar asta. Da, da, știu, ca să facem plus, ca să facem mai simplu. Da? Ca să putem adună numărătorii. Da, corect. Pe numitor. Și atunci am mers foarte bine. Alte X-uri? Atâta. Atâta, asta a fost. Terminat. Da? Ai și tu. Ce văd? Nu. Așa, s-a terminat. Suntem în aceeași clasă. Așa. Ați mai muncit la exercițiu și nu? Nu vrea. Nu vrea. Mai nimic. Muncim și noaptea asta, și mâine, și poi mâine. Eu seara să nu te mai uiți în seara asta, da? Bine, ne oprim aici, dragilor. La revedere!